Da, da, eu pot să mă las așa. Da, mă, da, ce vrei, ce vrei Fac ce vreau eu. <gătă> -i> ce -i doar, foarte bine. Doar să nu ieși din cadru. Vezi, asta da, da, e exact. <gătă -i> <gătă -i> <gătă -i> gata. Da, bă, n-ai treabă. Întinde-te. Vă da aici și ea. Hai, păpu, să trag mă Hai, păpu. Nu-ți bate joc, păpu. Gata, păpu, pă -pă. sunt gata. Hai, sunteți gata? Hai, hai, da. hai, da, hai. 3, 2, 1. <gătă -i> Bună seara, bine v-am găsit într-un podcast uh, Badass Mom Extraordinar, îmi place foarte mult Nu-i strică podcastul? Nu, îmi place Giulia, mă, intro, hai Ai intro? Bine v-am regăsit într-un nou sezon de podcast Badass Mom uh, Cei mai ceruți cei mai iubiți uh, și asta pentru că v-am întrebat într-o grămadă de uh, Q&A-uri făcute pe uh, Instagram uh, Sunt astăzi invitații mei în podcastul Berezmam, în prima ediție Că suntem în luna iubirii, luna lui Valentina, lui Dragobete uh, Ștefan și Ștefania <laughs> Bineva, <laughs> O să folosesc și intro O să lui? folosesc doar intro Stai mă, deci chiar suntem cei mai ceruți? Da, hey. da uh, Atunci când am întrebat oamenii, am întrebat de vreo patru ori până în acest moment până vă sun de fapt. Și toată lumea va a vrut Cute. pe voi. Pe mine, adică. Da, mai ales. Stefana. Pe, pe tine și pe Păpu. Este și Papu Popu. cu noi. Hello! Hello! Dar tu de unde Bine ați venit. Ai fost la ceva festival? De ce a rămas brățara aia pe mână? Da, în weekend. Și nu, după cum se poate observa, am rămas și fără voce pentru că... Na, -am la gustat. festival îți dai -o seama, o nu te da. Why not? Măi, ce faceți? Bine, Bine zic, ce Asta de ce faci? Dar de ce ne comportăm ca și noi? N-am vorbit da, nu știu 30 minute de minute înainte. De ziua îndrăgostiților, Ma... cum v-ați gândit voi? Nu știu la cine, că nu te-am mai văzut de când. nu știu când. De acum două ore, nișură. de când nu ai văzut tu? De mult. Pe dimineața e aia. Dar care se trezește primul? Mai nou el. Mai nou? Mai nou? Mai nou, pentru că mi-am stricat foarte tare programul. Nu e, Bă, dar de vreo. ce nu zici la oameni moment că așa este? Păi și deci dacă te trezești tu primul, te duci cu cafeaua la pat cu ceva... Ei. în primul rând mă deranjează nu. psihotronic. Dacă s-a trezit, trebuie să părăsească incinta camerei. și la bai? bai, mă duc la altă bai. Nu, nu. Nu merge pe vârfuri? Nu. Da. Ei cum nu? No. A, nu. Norocul. Norocul, este că oricum când dorm... Păi dorm! Nu, no, da, asta e trezit la 5 jumate mai. Deci, ce ce, ce... tot? Da, păi că mă trezesc, el când se trezește, mă trezesc și eu. Văd văd că a plecat, doar că diferența între noi este că eu pot să-mi dau un shutdown again. Eu nu pot, și pot să sunt... să da. Deci la noi se întâmplă același lucru. Mie mi se pare că ne-am strâns astăzi aici ca să nu ca să sărbătorim ziua dragostiților că vreau să. Asta, asta de Valentine's Day? <gătă -i> da, mă, da. extraordinar. tuturor Da. Eu. Care sărbătoresc astăzi Valentine. Mai stai, ai e camera să... la care noi trebuie să ne uităm, nu? Vă, puteți da, să uitați da, unde exact vreți Exact, aia, e camera, eu nu pot să fac semnul ăsta, n-am reușit niciodată Uite așa, uite așa, uite, bă, fii atenta, o, știu, uite, fii atent, dar uite de la a -a. mine așa Popu, -a, a, popu, așa. popu, lui Giulia, uite de un pic, uite, faci așa Așa Stai, cum, așa? Așa, da Bă, întinde astea, Așa, așa Așa? Așa Bravo chiar mi fost greu mi-a fost greu, dar așa e cel mai... Deci după ce m-am chinuit eu să învăț acest semn, că m-a învățat fica mea și a zis, nu, a, e vechi, că eu păi făceam așa. Da, nu, 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 nu. Și mi-a zis, u, ce vechi ești, nu, faci așa. După asta a apărut cu altele și face așa, e jumate de inimă. Dar pe asta o știi? ce asta? Asta Inimieră. e inimioară. Ce? Să revenim la ale noastre Vreau să vă zic că am găsit o, o serie de similitudini Între cuplurile noastre Păi cred că de asta și suntem împreună Unii cu alții de atâta timp Exact, un, un, unul din cuplu E sigur din Galați Adică da, mai da. două galații. Rul, exact. exact. A, așa. Um, Unul e mai petrecăreț și mai pus pe dans la petreceri, și el, nu eu. <laughs> <laughs> și celelalte, doamna trenețe. Da. De la ce ți-a asta cu BDS, Mom? Uh, de la ce vine? De la, adică, de care e? Păi Badass Mom a pornit de la niște tricouri Pe care le-am făcut la T-Shirt Factory Pentru că mă duceam cu o fica mea La o emisiune TV și voiam să ne îmbrăcăm Matchy și am făcut Badass mam și Badass Kid Așa, de pe zi pe alta Și după aia m-am gândit că chiar mi se potrivește Acest Badass mam pe care L-a pornit, adică ideea a venit De la Alexandra Nașa Lufimiu Alexandra Cazan Și ea a venit cu ideea Alexandra Cazan e Nașa Lufimiu Extraordinar, da. ce mai face? Îl face foarte bine. Și mi-a zis la un moment dat, a, păi ceva, nu poți fi cool mam că n-ai față de cool mam Dar poți fi badass mam Și -a zis, eh. bine, atunci. Și așa. Ai va? față de badass mam Da? Mm -hmm. Da, da, doar pe afară. <laughs> Cum ne-am întâlnit noi astăzi, că nu să ne facem complimente. Nu Bă, mi-a luat, mi luat -am cântar de de, mi de mult. Da. mi am luat un cântar de ăsta de de super să ne inteligent. Ne Auzi, trebuie să-ți trebuie să faci tot de aia. mi am luat un cântar de super nu inteligent. Nu. Și îmi zici vârsta vasculară. Da, mi-a mi zis că am 24 de ani ieri Un cântar Bun. din ăsta. asta Eu nu-l cred Eu, eu am, minte. nu, vârsta Dar nu, vârsta vasculară Asta <laughs> înseamnă tuburile Cum cât îți curate Cum uh, circulă sângele Și am trei, între 35 39 Deci e ok în parametri Vezi e bine. bine cred că dacă mă, 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 fac eu un test din asta. Popu, pe tine trebuie să te desfund înainte Cât <laughs> Să te să mergi. What? <laughs> Ai, ai probleme sunt cu evacuarea? Sunt știi. Probleme cu evacuarea. Păi dacă o sunt Deci eu, doar ca <-s3> să înțelegeți, evacoare. mare parte din discuțiile dintre voi, astea mai și a subtile, nu le înțeleg. Foarte bine. Păi, mm. cum E adică de la vârstă, să știi, de la vârstă, nu e... Tu stai, nu cred că erai născută când... Ba era erai născută, Bada, Prima casetă nu am. Da, am, atâta a mai rămas din păi, da, arhiva mea. Cât, câți ani aveam aici? Uh, acolo aveam uh, 20. Deci în urmă cu 20 stai, de ani. În, ce cu făcut 40 în, în A, nu asta fac. Adică da. stai, asta era în 2004 sau 2003? Da. Hai, Aveai șase ani. Aveai șase ani. Uite, vezi, existai. Da, da. Eram cu steguleț. <laughs> cum ar zice Ștefan. Și era la șase ani. Uh -huh. mă um. A, tu n-ai prins Club Giulia, dar cine a prins? A prins cineva din familia ta Club Giulia? Stai, că acum... Că Ce la Club Giulia? Club Giulia era clubul meu din Galați, care era o discotecă pentru copii, care se întâmpla în fiecare duminică. Tu aveai un club al tău? Da. Sigur s-a dus acolo. E, nu, mă, că era, nu exista, că era în 95 se întâmpla Ai, asta. ai în 96 ani. nu eu era. Am era, Da, bravo, după aia m-am... <laughs> ah, okay. Dar a durat vreo 3 ani de zile. Cred că ai tăi știu mai multe despre asta, s-ar putea. Dacă întrebi. Da, ok, o să întreb. Era o discotecă în fiecare duminică dimineață la ora 10, pe unde, unde s-a lansat și Florin Gistei. De altfel. A, da? Pentru că eu pe Florin îl știu de când avea 5 ani. Serios? Da. Eu nu pot să cred ba așa. Da, da ce da. Florin. Tot da. pe acolo. De ce să facem calcule? Eu nu, Tot Am pe acolo. zis să ne vedem astăzi, 30. să ne calculăm. <laughs> okay. Tot pe acolo. M-am oprit. Ne? Da. Și uh, mulți dintre cei care cântă sau au trecut pe acolo la începuturile lor, de lucru care mă bucur foarte tare. Înseamnă că am avut deci, <laughs> am avut tu o, ești, o, o mână cum îi bună. lui de asta. <laughs> la madrina. La madrina. La madrina, Da, cu alte scopuri. Da, la Galați. E ok. Da, da, galați, ah, ah. Columbia. Da, așa, de, tot așa. Seamănă adevărat galați, și seamănă cu Medellin? Mi s-a părut, m-am simțit ca acasă. <laughs> <laughs> Uitându-te la film, nu? Exact. Bun filmul ăla, bă, băiatul. Foarte bun, da. Foarte bun. Uh, ambele cupluri uh, de astăzi din podcastul Bedez au fost uh, unii în Asia, unii în America Express. Da. Ambele cupluri uh, am ajuns cu toții până în finală. Mă rog, e un pic mai sus. Noi bine că ne-am oprit pe Cum? trei. Cum? Păi bar... unde? unde? Pe trei. A, ah, okay. Tot acolo, dar... Dar n-ați făcut ultima zi, practic, nu? N-am făcut exact. ultima da, deci zi. Deci toată emisiunea aproape. Păi da, în ultima zi când ceilalți munceau, noi ne distram. Da. Și așteptați da. să, și așteptăm, să, așteptăm, să, să se să termine. Vine, da. Da. Exact, ca să putem să bem împreună. A, așa, uh, Popu, ești foarte tăcut astăzi. Am uitat e... să-ți dau toate lucrurile pe care mi le-am scris, ca să știi și tu despre Eu ce vorbim Eu acum le pe mie, adică... Ce? Cam am ajuns pe locul 3? Nu, în nu, America nu că avem multe ah. chestii în comun. Și mi se pare mișto asta. Da. Oh. Ah. Și, bonus, am mai găsit ceva ce avem în comun. Voi ați făcut aventura strigațura... Iar noi uh, ne pregătim să ne întoarcem la reality cu toată familia, uh, care s-a întâmplat De ca și YouTube. vlog pe YouTube, da. da? Și care să sperăm să prindă contur ca și reality în, Foarte ce... drăguț Da! da. Bun, Când și unde tare. se va întâmpla? Eu o să te anunț. Te sun eu. Okay. Te sun eu. Te Are sun o, eu. În, o piesă, se numește Te, te sun, sun eu. eu. E nouă. Dar Să nu fie pe Vibe, te sun eu niciodată. te sun eu niciodată. să mă fără, sun. Da. da? da? Te okay. sun eu, punct. Se pe felie. Vreau să vă întreb cum a fost voi, cum a fost la voi după Asia Express? Doamne ferește, Grozitor. îngrozitor. Cum îngrozitor? Cum? De, da, ce? de ce îngrozitor? Adică, la în ce se referi? Păi pentru mine a fost foarte rău. A, revenirea. A, nu, revenirea ai referi? avut, că știu că de am vorbit despre că... ea. Ștefana. <laughs> da, nu prea era comunicativ. A, nu voia să vorbească cu oameni? Nu, mame. nu, nu voia să iasă din casă. Era, își dorea foarte tare să stea în bula pe care și-o crease, că eu aveam bula mea rost de foarte mult timp. Și-a făcut și, și, a și el o bula dar nu voia să iasă de acolo. Nici am avut tu ai avut ceva, bă? Nimic absolut. Am dormit vreo 3 zile în continuu, dar rest n-am avut nicio problemă. Ba, și după aia voia în continuu să stăm, să stăm, să stăm și eu voiam în continuu. Hai pe munte, hai să facem nu știu ce. Visam tot timpul, au trebuie să vine echipa de producție, hai să plecăm acum, să ne îmbrăcăm. Să... Și după măi, a fost groaznic, ești nebun. Să te am în canapea, uite așa, ca bălanul. Nu stăteam pe telefon, nu V-ați mai duce? Bă, cred că da. A fost una din cele mai frumoase experiențe ale noastre, real. Mamă, avem aceleași speech despre asta, incredibil. jur, da, a fost wow. Dacă vrei putem să vorbim în sincron. Deci a fost cea mai tare experiență din viața noastră. Cum zic eu, a fost mai tare după, cumva, când am realizat ce am făcut acolo, pentru mine a fost groaznic. Nu e adevărat, de la nu. jumătate te-a plăcut De la jumătate Nu, bosule, nu De la jumătate m-am adaptat cu căcatul Gen de acolo Cu ce se întâmplă acolo Dar noi zici, mamă, mă, mă stier. Adică cu mersul la baie sau gen? Nu, și cu mersul la baie și a. cu ce se întâmplă Stilul de viață de acolo M-am adaptat, dar nu pot zic, mamă, mamă, a, -a plăcut păi și tân? După, când m-am întors și mi-am dat seama Bă, da, bă, e tare Da, dacă mă întreb cum a fost acolo, pentru mine a fost îngrozitor. A. Groaznic. Mi-a plăcut Maxim și mie. Da, plăcut, eu, eu cred bomba. că ți-ar fi plăcut mai mult în America. Pentru că. Clar. Principal, Clar. principal avantaj este că în cele două țări, Columbia și Ecuador, cu autostop a fost mai ușor, mâncarea, să zicem, mai bună și te înțelegi, frate, cu oamenii. Că a, e nu, spaniol, spaniolă. Na. Eu nu mai vreau să văd, Doamne, mă. Eu nu mai doream. Bine, s întâmplat cu pandemia, Doamne, Ferești că am zis, eu nu mai vreau să văd oameni. Și n-ai mai văzut Și după aceea ți-a că n-ai mai vrut să le Da, dar bine, eu nu știam Că s-a ceva cu pandemia școală Dar n mi-au Mi-a rămas asta cu Night with locals Și mi se pare că dacă m-a făcut cineva De-abia am cunoscut persoana respectivă Stau așa, chiar sunt interesată Și vreau să aflu lucruri Și și strămoșii, ce-au lucrat De asta aventura Asta era una din părțile Deci noi doi am fost foarte diferiți în traseul nostru în Asia. Și el, în traseul nostru, în viață, suntem foarte diferiți. Așa este. El, de exemplu, de în Asia, nu -avea, da. avea o problemă cu autostopul. La el problema era cazarea. Problema mea cea mai mare era autostopul. Pentru că simțeam că iau razna dacă nu mai ia cineva. Oamenii nu aveau de ce să mă ia rea. Eu mă comportam a. ca și cum este obligat să mă ia pe mine. Și când ajungeam la cazare, mai se. Este statul la masă și se i întreb era un în care nu mă interesa absolut deloc, îmi doream doar să dorm. mă Da, eu îmi venea mor. noi, eram exact așa. Vlad era, hai să... Acum am ajuns la cazare, era rupt de o Și zicea, abia aștept să dorm, abia aștept să dorm. Și eu eram... I, ora, ce putem să și el, și vorbeam în continuu și el era, mai taci o dată din... Reporterița noastră era super fericită că eu vorbeam și se și, și el era... Deci, dintr-o dată avea chef de vorbă. Păi eu nu înțeleg, mă. Păi eram morți. Morți! Da, ea avea chef de vorbă. Și ce ai mai făcut? De unde e cum, părinții? Tot zic, la că... ai să mergem să ne curcăm, ca că ajunge, că nu mai putem. Mai mă rog, pentru că tu nu mai puteai. Uh, pentru că eu mai puteam. Pentru că la mine startul a fost mai mult peste așteptări. M-am gândit că o să plecăm chiar din Medellin. Am gândit, mergem undeva și plecăm din Columbia. Și când am văzut destinație finală, mai din foamne, Eu eram doamne după ce am văzut toate uh, uh, serialele și toate documentarele posibile și imposibile. Să vă narcă și. Din am văzut, eu n-am văzut sezonul, mi-am mi mi mai apărut chestii pe TikTok. Eu făcând geana cu Drăgulin, oamenii trimit chestii virale și am văzut aia cu pistolul cu. Boiulețul ăla, cum îl cheamă? Eduard. Eduard Maia. Eduard Sanda. Da? Eduard Sanda. Maia. Ah. Nu știu. Da, Eduard Sanda. Uh, și am văzut, păi eu dacă pățeam, eu mă predam, ești nebun, le ziceam, mă, mă, și, nu mă interesează. Duceți-mă acasă. Prea, prea, da. că, pă, nu mă mai fac nimic, ești nebun, mă, că pe mine. Mă, că pe mine. Da, dar era, erai și tu. Ce? Erai atent oricum. Erai, noi eram atenți, adică chiar dacă eram în curte. Bă, mi se pare greu la, a fost greu la voi totuși sub. mergi poliția greu. cu securitatea după tine într una într una să faci probi, să faci de alea. Băi, nu știu, nu mai... înțeles, să vezi cum a fost în când am jucat ultima șansă în, în Guayaquil, deci în nu-ți exagerez că am jucat ultima șansă, doi motocicliști în permanență e. după noi, dar nu că după noi. Într-o piață. Bă, erau piețe cu niște stres. Da, Dar de ce stai, vă urmăreau sau erau, nu. vă, aveau, uh, pe, de voi. aveau grijă cel de mai noi? Cel mai periculos ah. Cel mai periculos. Deci erau niște oraș. foarte înguste, ei cu motocicletele după noi. Pa, dar stai, dar și ce puteau să vă facă? Te împușcau. De ce? De geaba. Pentru, te împușcă pentru un telefon, portofel, pentru orice. Bă, adică prost. gândește că noi după toată această experiență ne-am dat seama că ne întorcem acasă, mergem acasă, oriunde poți să mergi. Că la noi da. op, scoate așa oricine pistolul. La noi e bine, bă. Da. E foarte Na, bine. E la noi chiar suntem în siguranță. Uh, Eu cream că o să vă răpească ca să vă -ți ceară recompensă. recompensă. Hai, că, dacă, că așa un bine, Dacă de te fapt... răpeau în proporție de 90% murei. Adică nu te mai dădea nimeni înapoi. Eu știu pentru pe cineva nimic. care e uh, 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 un băiat dintr-o echipă de uh, reclame, a fost în Africa de Sud <coughs> și filma o reclamă pentru o companii de telefonie mobilă. Mm -hmm. L-au răpit băieții, l-au wow. ținut vreo trei zile într-un bej din ăla, așa. Norocul lui cel mai mare era că guvernatorul sau prim-ministru sau ceva deținea licența pentru acea companie. Și când au aflat aia, de fapt, pentru cine filmează și cum era, eu dat drumul. Da dacă le dai. Îți dai seama, în Africa oh, sau ce. Adică vezi că dacă treci printr-o de asta, nu mai ești din casă. Se că oamenii acolo erau foarte relaxați, adică foarte relaxați, în sensul că Să erau învățați cu gândul ce să relaxați. Da, erau învățați să trăiască așa, ca și cei din taxi, care ne-au zis că au fost sequestrați două ore, le-au furat absolut tot și ne-au zis, în Guayaquil, înainte să intrăm în oraș practic, ei ne-au dus până acolo și au zis, Ah, păi ce aici dacă te iau? Adică, și așa, dacă ai geamul deschis la mașină, au băgat mâna, au spart geamul, ți-au furat tot, nu știu. ce, Și dacă te răpesc, te sechestrează, nu mai scapi. Adică, ei erau convinși că o să moară. Și erau după aia. Da, da, așa. Am, eu înțeleg acum de ce mută să nu mai fac în America. E groaznic, e bun. Nu mai am unde să facă, pentru că celelalte țări. Nu știu ce probleme sunt tot fel de probleme prin Bolivia, prin nu mai prea mai am unde să facă, știi? Că eu îmi doream să merg în Peru. Și eu, eu. Ce ai făcut? E rău. E rău, e am rău tare. Venezuela, rău. Brazilia, rău. Deci, practic, eu păi am fost noi în Brazilia. Aveam bodyguard Și după nu ne lăsa noi. nimeni să ieșim. șim. am nu nu ne lăsau Paulo. A. Și A. nu ne lăsau să ieșim. Deci A. când adică ieșeam pe stradă, ieșeam brigade da. din aia după noi. Noi fiind invitați la Formula 1. E că, Mamă. Da, bă, groasă era, ne era o... Și aveau treaba asta, să ne spună cumva, bă, trebuie să ieșiți doar cu pază după voi, dacă ieșiți, e pe propria voastră răspundere dacă nu ne anunțați că trebuie să iei, adică și noi eram... Da, era. Da, imaginați, mergeam, noi nu mergeam <laughs> cum mergeam cu elicopterul. <laughs> da. Bă, e și zis, zis, bă ce e ce, bă, frate, vă. Ești nebun? Da, dar adică cum a ur... fost experiența? Hai să vorbim despre această experiență, că Super. mi s-a părut foarte tare, pentru că eu și Popu suntem cei mai mari fani Formula 1 și încă n-am ajuns, că ne-am ne sincronizat. Tare. Bă, e, e, e tare, dar e tare prin perspectiva na, Cum am trăit noi, la modul că stai în lounge ul ăla, vezi tot circuitul, că îi geam de jur împrejur, am avut ocazia să mergem și la boxe. Ei, vezi pe piloți care vin acolo unde ești la vie, stai să vorbească. E așa mișto. dacă te duci, dacă așa te duci nepot? Și vezi, zi, gata. Dacă da, nu ești da. atent. Eu, eu, eu nu sunt am devenit fan odată cu această experiență care real... nu... acum? cu nimeni. Păi nu. Și cu... Fan, la modul, îmi place. Am place. Am a. place. A. Să uite, dar nu da, are Nu, nu atent. sunt fan Formula 1, am... mi-a plăcut întreaga experiență și mi-a plăcut foarte foarte tare mi-a plăcut. Uh, tot, tot ce se întâmpla înainte de cursă, mm -hmm. toate show-urile alea micuțe cu dansatoare, aduceau mașini vechi, eram fascinat de ce se întâmpla înainte da. de show. Adică na, nu, nu pot să zic, bă, cum am trăit noi experiența la Formula 1, e greu, e mult, e foarte scump. Am foarte uitat... scump, da, da. <laughs> am vrut să-i fac cadou când am plinit 40 de ani, ai aflat și tu acum, asta Mulțumesc. am vrut să-ți fac cadou. Nu ți-am făcut cadou pentru că era exagerat da. de scump. Da da, 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 da. Da, foarte, foarte scump, așa e. Da, noi am fost invitați acolo, îți că nu-ți vine să dai, că cu mii, multi, foarte multe mii de persoană. Și, da, na, faptul că am fost la boxi, la Verstappen până la alea, am vorbit cu, mă rog, acolo ne-au luat, cum îi cheamă, mecanicii, mm -hmm. că am avut norocul să, să, fim în aceeași combinație, cum a venit cu Tiny Tempa. Și el mai avea niște legături pe acolo, și mă rog, ne-au luat peasuri dintre alea și ne-au băgat într-o cameră la boxe acolo, unde avea motorul desfăcut. Bă, bă, acolo ne-au luat telefoane, ne-au luat tot. Tare. Da, ne-au ne ne luat telefoane, ne-au luat tot, tot, tot. Să nu cumva să facem un story, ceva, că era foarte classified totul. și bă, noi explicam, bă, motorul e ceva... Bă, bă. Acolo a fost fără mine, nu? Tu nu erai? Nu, nu, când mm. ai fost la... zi, Am, zi. Zi. am da, fost și eu, eu am dorincul. fost și eu Dar când a fost cu Tiny, nu, nu În nu, camera aia nu Am intrat noi așa Mă rog, ne-am ne pus căștile, vedeam ce au, auzeam ce vorbesc că ea între ei, și, într și care, e, dar e. era foarte tare, că erau toți, cumva eram cu ei acolo și se comportau foarte mișto cu tine. Și am vrut să mergem și la Hamilton, mm -hmm. De Hamilton și îmi place. Oh, bravo! Îmi place de Hamilton. Era care nou, acum este la și nou, Ferrari. La Ferrari. Mă simt, la vezi la că știu. Mi-a căzut telefonul de mână când am Bă, ba, era, era clar că se va întâmpla lucrul ăsta pentru că el cred că își dorește să-și încheie cariera și trec în la Ferrari. Uh, ca să înțelegeți mai bine fenomenul Formula 1, eu vă recomand să vă uitați la Drive to Survive. Păi da, vreți să zic eu istoria cu, cu asta? Bombă, bombă. Băieții ăștia care au luat Formula 1 acum, când au cumpărat-o și, și au dat seama publicului foarte îmbătrânit, era peste 50 de ani care se uita mm -hmm. la Formula 1 și nou CEO și ownerul și așa. A vrut au, și publicul meu. Da, au investit <laughs> aproape toți banii din promo, din marketing, de toate alea în Netflix. Foarte și au tare. Practic, Formula 1 înviat mm -hmm. după documentarele pe, pe Netflix. După experiența din Sao Paulo, da. am început să ne uităm la emisiunea de pe Netflix și eram. Nu eu, -am uitat tu, mai, tu, nu, tu, nu, eu m-am uitat înainte. Eu m-am uitat după. Bai, eu. Poveștile sunt foarte mișto, pentru că afli niște chestii pe care nu le vezi în timpul competiției, știi? Și sunt niște povești de viață da. de, de, de the, behind the scenes. Behind the scenes. Problema da. e așa, că nu mai e atât de atractiv. Uh, cum îl cheamă pe fostul owner de la Formula 1? Am un lapsus. Uh, Haideți, asta, cum îl cheamă? Nu mă Cum îl cheamă? Mă rog. Veteranul Formula 1 a zis așa, cu cât e mai sigur Formula 1, cu atât e mai puțin, e mai puțin ofertant. Că publicul s uitat tocmai că era, nu era atât de safe, era foarte uh, periculoasă Ce treaba. Ce, public nebun? Mai, da. Păi da, 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 crizii. da, da, da. Și acum au devenit foarte safe și nu mai e atât de spectaculos. cum mai vreți să vezi o, căzăt -o, o căzătură? Doamne, eu nu vreau să nu. văd accidente, dar înainte se întâmpla și era... Era, te ținea cu, știi, cu sufletul la gură. Acum mai se... s mai întâmplat așa acum, dar nu mai... Știi? ce... ce N-ai văzut ce a făcut Roman... Ce mă bucur că ne-am întâlnit de ziua îndrăgostiților să vorbim despre, Formula 1. Da. Mi se a fost un accident la sol acolo, cu Roman Grujan care s-a dat peste cap la foc. Da, da, da. Ai, dar ai văzut, nu o nimic. Nu, nimic, absolut. Știi? Cumva e mai, bine așa să fii safe, dar înainte mureau mulți și era mult mai spectaculoasă treaba, știi? Vreau... Voiam să vă întreb dacă v-ați așteptat ca după Asia Express să se lege așa toate lucrurile pe această part, pantă ascendentă. Mie așa mi se pare că a fost un moment um, care a pornit tot ce, ce a urmat. Din punct de vedere nu, profesional. Nu, nu, nu ne-am așteptat deloc. Chiar noi vorbeam de treaba asta că uite cum s-a legat, cum, cum legat plecarea în Asia. El fiind chemat în fiecare sezon și nu și-a dorit, iar eu eram Leți doi situație, că eu nu voiam și el voia. Oh, eu, noi cred că am semnat ultimii. <laughs> și noi, că no, să zic, vă, să zic nu. că ai că am avut toate, băi, i am, -am terorizat. Toate întrebări, toate i am i am nebunit. Nu, dar noi real, eu cred că de asta și nu mai e o explozie din asta așa mare cu Asia. Pentru că datorită precedentului cu sezonul nostru, mm -hmm. sezonul 3. Unde cam toată lumea au făcut ceva după, s-au remarcat sau ceva, mm -hmm. deși na, pe mine mă știau oamenii, adică făceam mm -hmm. chestii, nu la nivelul, adică nu, nu atât de vizibili mm -hmm. cum sunt acum sau ceva, dar mă rog, noi nu ne-am dus la expunere sau ne vede lumea la tip, -păi. bă, noi ne întâlneam pe acolo, trebuie să înțelegi, eu mă întâlneam cu Fodor, cu cineva, vor da oamenii la ceva la televizor Că noi numai căcaturi faceam Adică noi nu ne realizam Băi, o emisiune de prime time la... Nu există Așa am simțit și noi Și nou, ni se părea că nu suntem amuzanți Că noi eram prea competitivi Voiam în continuu să câștigăm să facem, Nu, noi nu aveam nicio treabă nu. Șoare că era fiartă să câștigi dar, Eu mă duceam la, la sau la Mona Și ziceam Păi, voi aveți ce să dați Nu se pare că nu e ceva și Ia, și apă... și am bă, nu și vedem după că na. Adică niciunul nu era fier pe emisiune. erau vreo două echipe, nu mai dau numele, nu, că dă în ziceam. doamne artă -mă. erau, erau vreo două echipe care erau fierți pe emisiune. Adică erau fierți că la televizor, că emisiune, că cum dau, cum vorbesc, cum foaie verde și s-au simțit acasă. Dar noi eram tot, era nefiltrat. Păi treabă. nu, așa, așa, la fel și noi, noi nu mai voiam să jucăm. Adică să ne jucăm, dar pentru noi, nu pentru emisiune. Noi când ne gândeam, Doamne, zi, că, na, se mai întâmpla să ne enervăm sau să avem reacții care la noi, uh, pentru noi sunt normale și naturale și da, firești, da. dar care pentru că după aia s-a văzut că m-au certat, că am fost prea cicălitoare, prea nu știu ce i-am zis. Da, dar asta n-ai cum, că na, tu ești acolo. Și într compie, e foarte greu și să... Și adică de tot da, ce, mie, orice mi mască, orice... Normal, da, mie mi se normal, nu am avut niciun fel de stres și eu ziceam, 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 bă, da, eu așa sunt, eu n-am ce să joc. Eu mi-am asumat, eu am zis, bă, e posibil ca e ultima oară să apar la uh, televizor, <laughs> pentru că oricât de mult te-ai cunoaște, nu te cunoști în momentele aia, că n-ai -ai trecut. Hum, și eu, asta zice... i am zis ei, mai știi? Nu trebuie să fii tu, atât. Bine, oricum nu mi-ar fi, după primele, real, cred că primele 30 de minute de... Începe emisiunea, A cred că vine 30 minute, o oră să zici că am reușit eu să, după aia, am uitat complet că sunt camerele acolo, nu mă interesa așa oricum, și Vlad. că sunt camere Doamne. și, Ei, dar pe la un da. moment A fost un stres îngrozitor. Ce, că prima eu am... zi, atâta, da, în pregătirea ba, de fapt. Nu neapărat, pentru că eu am fost tot timpul spatele camerelor, și când m-am văzut în fața camerelor, m-am la interviurile de început, alea când, știi, te duci în studio și ai da. tot felul de așa, bă, când am început interviurile alea... Bă, am crezut că mor, ziceam, bă, bă, nu, bă, sunt mort, deci nu puteam să fac nimic, puteam să vorbesc, ce, ce că sunt ultimul prost. Au fost foarte, foarte cringe primele testimoniale cu păpul care era așa. Ceva rău, Era așa, vite avea maxilarul încleștat și în continuu și mișca de aici. Și eu știu că e rău, dacă își mișcă de aici, e groaznic. Și mă uitam la zi, doamne, zi, ferească-mă Dumnezeu, unde plecăm? Unde plec eu, că o să mă enervez, că o să mă enervez, că nu am cum să rezist. și eram, zi, mă uitam la relaxează-te și el era... Ori am zis, n-am zis bine, stop, dar nu zicea, el zicea stop da, nu, bă, nu, bă, eu eram eu, eu le-am făcut bugetul. Bă. eu la final, da, da bă. bă, bă, ești nebun bă, eu le numărat. 20, 20, 20 de dubi, după câteva zile mai pleacă una, mai pleacă în <laughs> atâta ai șoferul, atâta ai cu camerele, 250 de băiană. Și la final m-am dus la Mona, mă. Și i-am zis, atâtea milioane. O, ești pe aproape! <răși> Ca să nu zic suma exactă, că am fost foarte aproape, gen. Da, ești nebun. Era la mal ceva. Tu te-ai tu voiai să joci eu o să nu mor. Mie mi era Ce... foarte frică să nu pierdem jocurile de amuletă. Pentru că alea mi cele mai fun. pe alea chiar erau? Erau super și erau jocuri. Câte ai câștigat? Nu uh, știu mul oh, multe? Băi, multe! 10, 15! <răși> mul Ha, 5000 50 de euro, ne-am dat iPhone. Asta e că am câștigat, zici. Stai, a, eu mă gândeam te-am jucat. Ah, câștigat. Păi cu banii ne-am dat iPhone. Eu, eu, fraia, am găsit cât te-am jucat. Da, da, două. Da, din după, din după noi privind. asta am și zis în emisiune. Da? Am spus că noi cu banii de amuletă, de la amuletă, da, ce noi ne-am dat banii de amuletă? Păi că... nu, nu, cumva da, am luat... No, noi -am luat... Ah, a luat. Noi ne-am luat. Ne-a luat la avans și ne-am intră. Da, ok. Și ne-am luat a doua zi, mă, după finală. Da. Deci mă, dai da. și mie un avans pentru amuletele alea L -a -l -a de le-am câștigat. Dar câte amulete? 8. 8 mii? 8. 8. 8. <laughs> 8. 8 câștigate. 8 câștigate. Da. Bine, da. amulete. Da. Dar 8 câștigate din 11 jucate. Da. Nu ne-am ne calificat la toate, că... Ne, ne, de, ne când am fi vrut să jucăm toate Dar noi jocurile am de amuletă. Asta îți spun, eu m-am gândit la câte am jucat. Noi am jucat multe. Am jucat multicele, multicele. Mare eu parte din... Eu spar de oboseală, ea voia amulete. Din, din joc. Și da. eu voiam amulete. Fă, amulete. de tu stai seama jocuri, mai fani. fă, da. alea, nu cazare, nu... Da. Eu pentru asta trăiam, să ajung la amuletă. Şi, 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 și, eram ai... cum am doream să o câștig. Ca să câștig. Mi. Dar în același timp eram gen... Lasă-mă ca să joc. Pentru că sunteți un cuplu foarte plimbăreț da. și uh, vă place să vă plimbați peste tot prin lume, vreau să vă întreb care este locul în care, uh, dacă ați putea, vă ați întoarce în fiecare an. Un loc zi tu, că știu că vă uh, o să am de la fel. <laughs> nu? Hai, 3, 2... Bali. Do ah. Bale. Nu Bali? De ce? Eu vreau să ne convingeți că noi Este bucățică ne... din Rai. Așa. Eu, că eu am zis, că acolo cred că stă Dumnezeu. Este. Depinde foarte mult de zonă. Cred că Ubudul ne-a plăcut cel mai mult, nu? Da. Ubud. Cu superb. jungla, cu alea, mm -hmm. cu da. Totul este în junglă, Oamenii mm -hmm. sunt foarte calzi. E cea mai da. spirituală zona lor, mm -hmm. cumva. uite la mine, nu sunt eu cea mai spirituală persoană. <laughs> da, dar Vibe-ul. Okay. Energia de acolo e energie. Toată lumea zâmbește, toată lumea e drăguță. Du, dai, că Mâncarea, noi când am văzut, tot... nici nu erau așa mulți turiși. Cumva am apucat să-l vedem. MT. Înainte de... Erau cu pandemia, nu erau așa... nici atâți români, atâția români? Nu, no. păi era închisă da, treaba, era greu cumva să ajungi, trebuia să Noi facem am, carantină. A să facem carantină. Da, știu, mi-am inteles. Am am a fost perioada în care oamenii nu mergeau tocmai pentru că trebuia să faci carantină. Mm -hmm. okay. Da, și cumva era, erau liberi zonele alea mișto și bă, superbe. Acum dacă te duci, probabil, nu o să mai fie aceeași experiență, că n-au, mm -hmm. probabil plin de turiști, dar am fost în toate peșterile, toate alea. Superb. Și oamenii sfințesc locul. Așa, și cum e peisaj, de alea mai vezi și în alte părți ale lumii, dar oamenii de acolo sunt ceva extraordinar. Mie mi se pare că. Mie mi se pare că. Nu știu de ce nu vreau să merg niciodată Pentru că merg în fiecare an cu toți care mergeți Adică mi-apar mi atât de multe postări în... Din Bali Mamă, deci anul ăsta am fost în Maldive Am fost în Zanzibar fost. Până să mă gândesc eu unde vreau să merg Deja gata, păi știu, am văzut, știu Na. Uite da. la restaurantul Pentru că noi de câți ani ne chinuim să plecăm Într-o destinație cu căldură. De foarte multe. De șase? De foarte multe, Dar am fost, de, de eu, mult. eu personal am fost păi singur. tu, bravo, ai mers în anul în care eram despărțit. Mulțumesc frumos, te sun eu dacă e niciodată. Niciodată. Vezi că <laughs> am citat dintr-o clasă. Ce baga, de... El a fost în, deci, noi când am fost certați, despărțiți, ce certați, am fost despărțiți, un an și un pic. Uh, și el a mers în British Virgin Islands, în Caraibe? Ce scuze. Ok. Ceva îngrozitor, origine. Mm. Exact. Groznic. Uh. Uh. Ah. Ah. Și ah. eu am fost la Țelamze să schiez. Frumos! Foarte frumos! S-a făcut viața! Da, tare rău! Păi cu, cu grupul cu care trebuia să mergem împreună, dar a fost foarte tare și de vreo șase ani încoace eu tot insist ca după Revelion să mergem undeva la căldură. Nu, pe mine nu mă atragea Asia, mi-aș fi dorit foarte mult să mergem în America Latina. A am mers, nu mai vreau să mai merg, este superb! No, ne place. Dar nu așa. După care am zis anul ăsta bine, gata, mergem la căldură. Unde credeți că am mers? La predeal. Am fost acasă, super. Am Da, și am stat la schi Pentru că nu putem să renunțăm la chestia asta, la schiatul asta. Pentru că toți patru schiem. Bă da, ci tare. Eu cu Noi încercăm să ne apucăm să învățăm. Și să facem. Și sfatul meu monitor și să stați cu monitor o zi, două, dacă Nu, n-am reușit. N-am reușit. Asta să facem acum, la final de an, de Revelion, când am mers la Munte. Nu zăpadă. zăpadă Știi dar ne-am echipat, ne am luat cine. toate lucrurile. și eram... Da, alea nebune. <gânt> și și n-am găsit să vadă. Mm, deloc. Abia acum. Mm -hmm. uh, dar dacă ar fi să vă mutați uh, în altă parte, unde bazează? În Dubai. Eu nu, uh, nu. Dacă ar fi. Dacă nu ar fi, mut. ipotetic vorbind. Nici eu nu m-aș mai muta. Am vrut să mă mut, acum nu mai. vreau. mi-ar plăcea să avem un loc gen să fim mutați, practic, nu știu, jumătate din an, dar baza tot în România să fie. Nu, nu, nu. i-au zis, dacă ar fi. Da, Dubai. Dubai? Da. Că noi, de exemplu, ne gândim să... sperăm ca la bătrânețe de cadru pe mine că sunt eu să vorbesc și mi-e foarte greu să... <laughs> ce mulțumesc! Uh, noi, de exemplu, ne gândim că poate la bătrânețe după ce ori să plece copiii în treburile lor, noi să avem o casă pe plajă în Grecia, undeva din asta și să fie și aproape, dar să fie pe un păi într-o zonă care aproape, 4 Poate tu, eu mă simt pe motor și mă duc și mă prim, dacă vrei să fii cu mine. Poate vine. tu? Dacă, adică păi, mă mut singur? Da. Adică să mă vă și... vă mutați în același loc, dar îmi cu motoreta. Stai, 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 că... adică, deci, eu mă simt pe motocicletă și mă duc să mă plim și tu faci ce vrei tu. E la simplu. Mi... Eu acum, mulțumesc. Adică, pe la ce vârstă ai vrea tu să te duci cu motorul ca să știu când pot să mă mut singură? Până o să mor. <laughs> În sfârșit. Până yes! să mor, o să fiu pe Și de ăsta, dar mă bucur că astăzi de ziua îndrăgostiților am aflat și eu. Ai primit un cadou. <laughs> dar ce cadou? Mai devreme decât <laughs> nu te așteptai. m-am așteptat. Așa, um... Ai cert o de pe fată în, da. în, tot stresul ăla, în nervia Eu știu povestea din spatele uh, situației Pentru că eram acasă cu Monica da. Și era un stres Nu știu cum ai, ați simțit voi acolo Dar acasă Fost era băznic. Dumnezeu Deci era ceva era Contra în... cronometru da? S a lucrat da? Ca la Formula 1 Deci așa Eu când vorbeam cu Ea era Stai, acum trebuie să facem asta Și să facem și asta Și, și am zis Mamă zic Oh my god Eu am crezut că nu o să ai curaj să o, ceri. Din cauza, o din, cauza, stresului și din cauza faptului nu, că... Nu, nu, că... eu în general, eu nu m-am văzut în tipostaza aia niciodată cumva. Și de asta am zis, băi, prima Aaaa, și ultima oară. Hai că dacă nu iese de data asta, pa, eu nu mai fac. Păi nu, și... dar cumva eu aveam, aveam în cap acasă. Am zis, bă, ăsta e cam cel mai... Cam ce să mai aștept să văd? Adică dacă treci în piste asta... Că eu cumva stai, aveam în dacă dacă o luăm razna, nu mai Ah, nu cred. Doamne, am eu le-am zis și la fetele alea, vedeți că vă aduc inel la magazin acolo, vedeți că vă aduc la înapoi, e o posibilitate. Îl Mică. cumpăr cu flexibilitate. Cu de return date dacă e. Da, că dacă era ceva, ce am, bă... deci, deci, am a fost testul. un test, Da. asta zic. Păi da, mă, bă, mai rău de atât ce B să fii. Păi n-are ce să fie în viață. N-ai bani, n-ai ala, te cer, nu, ce, am, ai, că, -am. Fost okay, nu, 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 Băi, din moment Băi, ce... Da. Unde din el? E acasă. E acasă. E acasă. Toată lumea mă întreabă de el. are pietricele foarte 72 mici. două de diamante, mai exact. Ma. Și îmi, îmi cad foarte des. A zis -o, cu moxilor un pic da, un pic încleștat. De... de... asta o, că toată lumea mă întreabă. De deci, ce, da. de ce nu porți inelul? Pentru că pentru mine e un inel, inel foarte special și mi-a căzut de vreo șapte ore l-am dus să-mi pună pietricica înapoi dea, a, și am a, zis, nu-l mai port de zi cu zi. Pune și tu mai strâns nu. e mai strâns. Păi nu, 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 nu că nu. are multe uh, din alea medicere și alegat. cad de pe, nu știi? inelul. Ah, super. Mării hmm. A, super. Că mărimea a nimerit-o. Păi da, bra bravo. Păi bravo, după ce s-a chinuit Dar cea mai mare cel mai, mai mare stres l-a avut Diana. Că când am ajuns, că zic, bă, zai seama, pe mergi, pe unde merg cu inelul după mine. Păi, normal. Da, și l-am dat ei. Și ei au zis, fă, abia așteptam să cap de el. <laughs> și mi l-a dat în dimineața Au venit, pac, și i-am zis, bă, cred că acum ai. Dar cum ai simțit când nu, o să ne-au luat, ne luat niște interviuri cu să-i transmiți ceva ei, să nu știu a -a. ce l-a Și eu, noi atunci în la ultima șansă. Nu știam dacă Bă, dacă ies din emisiune, dacă nu ies cumva Am văzut că ea e O trecut și testul Mi am dat seama că e ok Nu e Că nu e Nu foarte mult Nu, nu foarte mult nu, E ok în parametri Da, da Așa Și am zis, bă, dacă ies acum După nu mai am când Și cumva acum mai momentul Gen Ne-am și dat scrisorile alea Ne-au ne cu câteva da. zile înainte Și am zis, bă Deja plângeam oricum Adică Cred că ai e așa Le-am zis, bă, mâine I-am zis reporteriții Mâine, Mâine ce? Mâine o cer, vorbești cu Diana, știa că noi eram rupți de oameni din lume. Vorbești cu Diana să facă cumva să-mi aducă la. Și da. aia au fost. Uh, a ai scris mult în scrisoarea pe care Păi nu că am vorbit-o a, -ai mai, a, a fost La da. noi am avut și noi cu scrisori A scris popul foarte frumos Adică ce vrei să spun, nu înțeleg. Bă, dar emoțional, emoțional, bă. Adică... Bă, e greu, e greu. Bă, cine am zis acolo, bebe? Te iubesc oricum. Bă, mi se pare ceva îngrozitor, rup de oboseală după ce ai venit la muncă, nu știu ce. Ia un foaie și o hârtie, ia și scrie. Păi ești venit vine... castelul castelului, castelul Cine mai adus, adus aici, mai... Da, da, da Nu, dar în starea în care ești acolo Îți vine să plângi la orice Adică nu știu dacă zici mama Dacă zici ceva copil, activ, dacă tu ești Eu dacă vedeam căței care încărcat. seamănă cu Bimbo, plângeam. <laughs> nu da, cred da, nu. da, da, dacă vedeam un, un beagle, plângeam. Plângea. Eu da, am avut chestia asta dacă ne urcam în o mașină sau stăteam la cineva care avea copil. Da. Deci cum vedeam copilul și am și nimeri de multe ori, familii cu copii, Deoseamă ori cu Antonia, ori cu Mica. Ma. Nu, nu, nici mai conta, nici nu știam de ce sunt acolo, gata, eram da, asta Braf. zic, adică e, ești încărcat emoțional, îți lipsesc foarte multe lucruri și dai seama, când ajungi, vezi o chestie, doar auzi două, trei cuvinte, doar te gândești, oi, tu o razna. Îți <coughs> dai seama, când, hei, te iubesc, ce mai faci, baby, alea, <coughs> mai scoți un inel, ieși, yeah, poți la cap, Le -și și de deci la nu cap. în nu ai strategic. Nu, nu, în cap meu era așa, bă, dacă ies pierd un moment, da, făcat. și cumva ci, și oricum un... i-am zis că dacă e să fie, trebuie să fie special. Și mi-a zis după, mai special de nu Mai bă, mai aici. mult de atât ai, că nu știu. Am Așa am simțit-o eu. Am, am premeditat-o la special. modul că, bă, cred că după emisiunea asta, că stai, stai testul, faptul că am făcut-o în emisiune, e ok, e, chiar, că că nu știu, e special, foarte, aș mai face-o. Nu? Niciodată. Nici aș mai face-o. Nu, ai că... fac. mai Dar de ce? că tu oricum ai rămas dator. De ce am rămas dator păi, e, m ai mai cerut ce o, dar m-a cerut și pe mine popul, foarte așa într-un mod așa. special, da, în turnul UFL. Ca așa dai se dai purta lumea. Ce turneu? Dar Clasic. Dar ce? Uh, și am și băut înainte să urcăm în turn, am urcat, nici nu am putut să urcăm până că era închis. Da. Am urcat până la etajul al doilea, eu băut, noi băut, nu eu, noi băuse destul de mult vin și când am ajuns acolo, mi s-a făcut rău și eu ziceam Uf. numai, hai mai reple. Și uite aici, de aici se vede Sacre Curse, dar nu mă interesează, mi mira rău, rău, rău. Și deodată s-a întors cu spatele, nu știu, așa și când am văzut că a dat să se așeze. Nici nu s-a așezat, că i am zis, da, 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 hai să coborăm. Nu, inără, tu revede. ai stricat momentul. Ei, am stricat praf momentul. și pulbere l-a făcut. Momentul praf și pulbere. Nu e adevărat. A fost emoționant. O să-l ținem minte toată da, viața. Da, bă, dar Uite, voi după cererii probabil ați făcut sex, ați avut o noapte romantică, ceva, un pic. Ba nu, un nu, pic, am, făcut. -am Alcum, făcut. Nu am făcut, dar și... Ba, Noi nu. acolo am dormit la gunoi după. Adică... <laughs> Bă, te-am cerut, nu știu ce, bă. Okay, e soția no, mea, mulțumesc, făcut. mă bucur, hei, o să ne petrecem toată viața împreună. Hai să mai cerem un pic și... de mâncare, unde dormim, nu avem Am mai cerșit un pic. Eram de răpănoși, eram... <laughs> era frig, în... când, ziua aia era cu frigul ăla, cu ploaie, -a, mai... a fost Pe ziua. bine, dar sex în a se ați făcut că nouă <coughs> ni s-a dus vestea și Ați știe, făcut? da a fost și mai tare vacanță fără copii. Ne-am nu, efectiv. Da, așa am făcut și noi. Cea mai tare vacanță. Noi <gântu> în gazdă niciodată, cei. Niciodată. Nu, nu, în gazdă nu. nu a, Unde păcat, bă, la ce rău când încercați, era adrenalina luat mai mare. Când luam mic la, imunitate. A, la imunitate. Era Mamă, ok, era. De asta și luptam noi pentru imunitate. <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> Ai de baby, să luăm imunitate, facem și noi. Citea l -o, l -o. Da, da. Și te pe așa da. Păi pentru că pe mine n aveam cum să mă mai ceară Pentru că eram cerută deja de, de, Despărțit N-aveam cum să ne mai despărțim Că era așa prea Că n-avea la voi exact. <laughs> rețe, așa Și atunci am ales varianta ajutătoare Băi, hai să facem din asta cea mai tare experiență da. Dar puteam, puteam, să mai facem un copil Dar e... n-a fost să fie Hai să lăsăm Nu, nu mai facem copii Julia, nu mai facem am zis că da, noi, da. noi dacă făceam copil da, acolo da. În, în, în Asia, Fui dacă era foarte ieșea Asia, dacă era băiat, <laughs> îl chemai expres. Ex <laughs> îl chemai expres și dă cadrul ah. mine și avea trăsături, așa era. Noi am discutat despre asta pentru că Alina era însărcinată. Mi-e Ce ușan? Da, da. Ea era însărcinată deja, nu? în... Nu, nu cred că chiar la deja. Dar, da, da, după. A, după, 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 așa e, după, după. A venit acasă, turbată <gătă> și ea. <gătă> îți dai seama. Și-a făcut bebe. Nu vrei să schimbăm subiectul? Ba nu? da, gata, adică gata bine, gata, nu. Nu, nu, nu mă când, pic. când, o să vă, când o să faceți în sfârșit nunta asta de o așteptăm cu toții, că mai, aș, mai așteptăm, nu-i nu problema. Ea e, nu mă, nu. E, problema? e problema? Nu, 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 nu. la A? e joacă. Ha, Zice e, mereu că la mine e joacă, dar nu e, ideea este că n noi nu, nu vorbim niciodată despre asta. Pentru că mereu, o, el are treabă. am invitat aici ca să vorbim eu am treabă, stai că, a, dar nu acum, că plecăm filmăm aventura, stai că vara asta facem nu știu ce, stai că lansăm nu știu ce. Și așa e din an în an. O să fie, dar eu cred real că nunta noastră o să fie de pe o lună pe alta. Dar o să fie nunta de-aia mare așa sau nuntă mai mică? Există două variante. Mică, varianta, cinci oameni. Ok. Mama, tata, mama, tata, vor prietena așa atât. Ok sau varianta mare, de petrecere pentru toată lumea. Gen v că varianta festival. Festival, da. da. Și, <laughs> fi... Au și tu, și tu, uh, speak. B, 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 B. Nu, el vrea B, A. Be, be. A. El vrea a. 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 Ok. Păi okay. cred, da. Nu? Adică Cina. restrânsă. Adică varianta restrânsă. Da. Da. Nu, bă. Păi nu, B. Păi nu, eu dacă fost... bă, la unde în Bali, puteți face Mergi la un, cum se cheamă, la primărie sau unde te duci? Eu vin neinvitată și așa n-am fost. Popul, la primărie, nu? Bă, la primărie să mergi să faci... La starea civilă, la primărie, da. Da, dar nu ai fiers cu actele alea, nu prea suntem... Cred că asta e, de fapt, pro problema. Că toată lumea ne întreabă, mi se pare că nunta e. e un party, de nunta da. în sine e un party, și, și, să acte, să și, actele în sine... La noi nu e, e gen... ca și cum te duci, vă spun din propria experiență, te duci să cumperi cartofi la piață, ia la 100%. Lucrurile. Asta zic, de asta bine, eu am niciodată nu m-am n-am, fost genul de fată care se vede mireasă sau știi? Că sunt unele fete care ele de, da, mici se văd de... mirese, niciodată n-am fost de asta, cred că nu mă agit, pentru eu cred că nu se întâmplă da, se nu e o prioritate, o să facem când o să aibă ea timp, că eu nu, nici nu bă, îmi zici data, ora, cum vrei să mă Și la eu vin. E invitat, eu vin, dar rest nu, că mie oricum ei nu-mi plac nunțele. Nu-mi plac, mi se pare o petrecere, nu-mi place deloc. Deloc. Am Dar că... eram curioasă de, că, știi, asta este oricum un subiect care va fi ve veșnic pe buzele tuturor până când o să faceți pasul. După, după ce fac, faceți pasul, vă întrebe de copil, copilu. după da. ce faceți primul copil, o să fie al doilea copil, am trecut prin asta, da. mi se cel mai... De ce De ce mă grăbești? Lasă-mă ritmul meu, da, de ce da, vreți da. să faci asta? În schimb, eram curioasă dacă o să aveți o nuntă mare sau mică și dacă o să aveți o nuntă cu tradiții ca la Galați, ca la Moldova, de fapt, așa sau da, ce tradiții dăinicu, un... de -alea, tu, da, nu tradiții? Cu cu, de-alea, cu ruptul Nu cred că o să, chiar nu cred că o să avem tradiții. Nu, și eu am zis la fel și tot am, am făcut da? în fața blocului. Unde că dacă da, se da, -a bagă între intră părinte, ăla vreau aia. Păi nu, în primul rând, eu o să fiu aici. Adică unde fac eu? Un... Păi aici am făcut și eu. În, în Am făcut și Uite, Mă gândesc fac în stejare. în Cu ora și... cu bă. Păi avem braz acolo la tejer. Da, pără, nu, da, nu, pără, nu, nu cred, dar nu pără. cred că o să avem voie, sincer, și dacă aș da, vrea, cred că nu o să ne dea voie. Eu zic că, da, nu știu, găsiți alt bloc aici, nu puteți. Îți dai sincer. seama, în față. Sincer. Când da. își plângă da. deasupra exact, ei. Exact, știu. Sincer. -ar <laughs> da. Cu toate <laughs> neamurile tale la Traian, cu toate femeile alea cu părul permanent, cu de-alea. Cu bucle, cu... Dar ce-i? Cum adică? Da, păi ce-i? Nu se mai poartă, se mai poartă părul cu nu, păr nu. nu. eu n-am pe nimeni în familia mea care Păi, dar când nu le-ai văzut la nuntă, dacă îmi vine la fată, la București la capitală să-n femeile cu rochițe cu de cu danteluțe cu abia aștept să văd să fie. Da, abia aștept să văd. O să fie Va fi extraordinar. Așa, să trecem mai departe pentru că știu că vă cunoașteți foarte bine, știți programul. nu e foarte bine, știți toate lucrurile despre celălalt. Vreau să jucăm Continuă versul. cine este mai bine cu memoria dintre voi doi? Eu cred. Real. Perfect, bă. începem bă. cu tine. Ia. Fii atentă. Când sunt bea dimineața? Dimineața. Pe tine te sun. Atât? te-ai gândit, da, e bine. bun. Mm -hmm. Trebuie să zici mai repede. Bun, mm -hmm. mergem numărul 2. Merge? Da. E ok? chiar oh, no, bon. e, da. okay, e cu versuri, versuri, da, gen. Da, ah, da, eu da. sunt fără <laughs> la asta, stai, mă gândesc că mă întreb lucruri despre noi. Ah, da. Hai, okay. vezi. Uh, uite cum vine când coboară din mașină. Tot eu? Da. <laughs> <laughs> stai eu mi casa mă și în concert. Stai. E mai ziua atunci! Uite. Uite-o cum vine când coboară hmm. din mașină. Băi, 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 Ce să faci? s-a Ce mă privește de sus de pe tot. Tocuri, da, atât. Atat! Fără? Fără rușine. Fără vreo rușine. Deci de um, um, mai pot merge mai... Uh, Când am, am doar trei. Da, deci... Nu e așa de greu. Așa. Zici, um, da, nu poți să ieși din refren. Ba adică da, da, da. Acum, fii atentă. Ultima e mult mai ușoară. Uh, e târziu, e dimineață, prea multe grade la dosar, văd tot un chat. Nu știu ce e. <laughs> bolu. Ai și cântat-o! Nu, o cântă... De ce? ce? Când refren numai da. asta. Cum? <laughs> Eu când v-am zis că-i topită, <laughs> <laughs> e topit! Da. <laughs> Ce dracu, bă, băi, nu vă bazați pe ala de asta. Mai te rog, de unde vrei să zic. De la, la, <laughs> la, la început, e rău. A, e așa. târziu, e dimineață. Da. Prea multe grade la dosar, vă tot tu doar în ceață. A, știți de ce? Pentru că eu mereu am înțeles, doar în ceață. Eu toată viața da, mea am înțeles asta, nu vă da, văd totul. Deci nu? Nu. Deci n-ai văzut nimic după. Nu. Și asta nu e, e din de asta război. E, da, pentru că e cabron, eu nu țin minte ce zice cabron. Asta-s asta. eu, bă. <laughs> Asta când eu, bă, e prima, primul vers, e primul vers din prima strofă. Nici minunat, mor, jur. nu mai pot, mor, jur, mor. mor. Nici Nici nu nu m-am așteptat să... de capul meu. Hai, hai. hai să mergem mai departe. A, așa. Um, mergem mai departe. A, așa. Da. eu. Continuăm. Pregătit? Sper să nu știe, zic zi ceva să nu știi, te rog. Unicată precum amprenta. <laughs> Vezi, mă, blocaj mental, îți jur. Eu nu, da, nu, nu dar pro -pro 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 problema e că eu am, voi eu am, scris. piesele unul altuia sau... Na, eu, adică eu nu știu ce vine Ți-a ieșit să îmi faci fenta. Mai bine, Păi da, da, eu am scris-o. Păi și cum Asta cum e să nu mai știi? Asta e mai rău ca la ea. <laughs> am crezut prea multe vorbe aruncate în vânt. <laughs> <laughs> și asta nu. Crezut prea multe vorbe. Multe vorbe. Sunt prizonieră, nu știu cum ai pe acești pământ. În propriul gând. În propriul gând. Dar ce-i piesa asta? Alexet. Aoleu, oh, well, oh. am spus o înainte să plecăm în Asia. Deci nu, zic, e un blocaj mental. E, că nu. Bun. nu că ea e felul de cum îi zici ea. <laughs> Gat. Uh, bun, și a treia. Uh, dacă pleci, te rog, nu-mi rupe petalele. Asta n-am scris-o. <laughs> dacă pleci, te rog, nu-mi rupe petalele. Mm. Zic adio, iar Bă, dar stai, bă. bă, da, stai, bă. bă da, Eu asta nu fiate. atent. Da, mă, ascultă-mă. Eu am o, am o problemă <laughs> foarte mare <laughs> regat de treaba asta. Eu când mă urc pe scenă și când, am, am avut o dată niște momente care am uitat. Dar eu uit când mă gândesc la ce urmează. Și adică eu, dacă dacă automatism. în încep versus, ce Zi versul ăla, băi, și pe scenă, dacă mă gândesc la urmează versul ăla, blank, băi, că... și nu mă pot redresa. De asta îmi place foarte mult jocul ăsta. Mi se pare bombă că tot timpul că Dar și eu, eu, da, că mă gândesc da. da. doar da, la ce urmează după la un Mă zi. zi. da. da. zice așa, fură lacrima uh, fură lacrima de adio și udele. Și udele. liniștiți vă copii că știm de fapt. dacă dacă ideea e așa că dacă mă pui să cânt de la a doua strofă, nu îmi vine. Trebuie să o iau, e un antrenament. Exact, băi, dar să o vedeți pe Julia la un moment dat când are piesele acelea cu DJ Project și cumva ele seamănă între... seamănă, e la fel. Și începe piesa. DJ Project e trupa care a avut succes cu aceeași piesă. Și începe piesa. Și mă întreabă pe mine de pe mâine, ce piesă e asta? Păi nu, când te întreb pe tine, eu, pe vremuri când eram cu, cu Gino și cu Max și mergeam la concerte, Max era undeva în spatele meu și na, la început, oricum, să ai 10 piese care încep, oricum, Cam la asemănător, fel. Cam la fel. aproape la fel, eu eram, deodată, intram în atacul de panică și mă întorceam la Max și ziceam, ce e asta? Și zicea, departe de tine, sau cum se numește, și eram, departe de tine? Din primul vers, că nu, și ce, la, eu uitându-se la, la, la. la mine, nu știu nici eu cum începe. Deci știu, înțeleg, deci... Superb. În mod, normal să, în mod super. normal, să, să pun în cască și îți dă cu două, două măsuri înainte, îți dă tonalitatea și îți dă și primul vers, ca să-ți aduce aminte. Exact. Așa e. Așa da, fac că, băieții în cască, au aud niște ceva. Exact, eu mă întrebam, bă, dar de ce artiști mari și mă rog, nu mai au toți promptă. Uite, de asta au promptă, pentru că se întâmplă să mai nu, da, Eu întotdeauna am avut treaba asta La piese Stau foarte prost cu memoria la piese păi ale și mele ce zis la... că dintre voi doi tu stai mai bine? Pentru că eu am crezut că mă întreb de chestii despre noi <laughs> Nu despre, nu despre piese. piese. Că da, dacă mi-ai fi spus, altele. m ai fi spus asta, ziceam în prima. Lemn. Sau fii atent, Lemn. eu când mai, când mai greșesc un vers sau nu așa, zic dârla dârla. <laughs> nu se simte. Mișto. Mișto. Nu, bine. da, adică e dârla dârla. Și asta, e, dărla, e, e, bă, și și asta este o, și asta o, o, cum e zice, o, o artă, să știi, cum să scoți niște chestii, ok, ai intrat într-un rahat, bă da, trebuie să ies de da, 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 Eu am da, uitat zic nimic. Eu zic de la de la. Eu -mi microfon de la gură. Eu am uitat odată toate versurile de la toată piesa, era un cover și blank, total, n-aveam pe cine să întreb, nu știam nimic, mi se blocase telefonul de la frig, că l-aveam acolo pe stativ și nu reușeam să zic ce naiba e asta, nu pot, nu, ok, bun, și toată piesa, oamenii au dansat stânga, dreapta, hai și acum i-am pus pe ei, au făcut Mamă, au rupt pe gheață. Da, 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 da. Dar eu am fost blank Lemn, total. Da, dar care a fost... fost cea mai um, cea mai mă, amuzantă chestie care vi s-a întâmplat? Hai că scenă. vă spun și o una după aia. Hai. Cu cine? Cu, cu tine? tine? Nu, cu tine, cu a, tine. Cu mine. Mamă, dar prima care vă vine în minte, că oricum Eu nu am momentan. Nu amuzant, niciunul. Nu, nu. No, că no, că no. e... păi am despre de puține concerte la... Ce? nebună? nebună asta zici? Că eu am puține concerte... puține am puține concerte la activ, asta vreau să zic momentan. Și că ești că foarte aveam... tripată pe scenă. perfecționistă. Da, da, adică e foarte greu să sunt în Eu o fac urât. Păi dacă și, și se rupe un toc, de exemplu, de la păi, o nu există, eu am... am fiind dansatoare... Ce, te cu... Păi nu, dansezi pe vârfuri, cum adică? <laughs> cum tu dansezi pe vârfuri când ai tocurile alea? da, o 90% da. din cazul, cazuri, nu stai da. pe toc. Mamă, no, extraordinar. Și dacă se rupe, dansezi pe <laughs> vârf. Of course. Dar nu, da, sunt nebună cu scena și nu... E foarte greu să întâmple ceva ce să mă ia prin surprindere. Funny. Păi dacă spune piedică vreo, vreuna dintre Nu, uite, tale... la Never See, cred că am și filmare, una din fete era mult prea... N-a estimat foarte bine distanța dintre mine și fata de lângă și când a lăsat mâna jos mi-a dat un pumn aici <laughs> dar cu toată forța că ea aducea de atât de concentrată era pe ce fac când a făcut tata adică Asta se, fost vede, se, vede, pe filmare da. când nici l-am conștientizat în momentul l-am conștientizat după și ea se uita la mine, era panicată și eram gen ok dar nu mai îmi simțeam umărul, adică mi-a dat cu toată forța ei, mi-a dat un pumn, mi-a plecat un pic mâna. Okay. Da, eu am, am așa, adică am, nu, am foarte multe, dar nu vine una în cap da, tu te întorci să pe Da, o sfiert. Cred că ultima la care cum amuzant o a fost, eu na, nu m-am simțit, am cântat nu știu unde, Dracu, și după mine era, cum o cheamă, Elena Gheorghe. Ah, da, mă știu bă, 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 bă. E, e, mulțumim frumos, doamne pentru această seară, extraordinară, muzica mergea pe spate. Vă mulțumim pentru invitații, foaie verde, ne vedem la anul, da? uh, nu, să nu plecați, să vă distrați în continuare, că urmează... Elena Gheorfi Vă <grijă> Ai oh, zis așa ceva și s-a supărat era S-a supărat Nu știu dacă să o dat seama că După m-am întâlnit cu ea la premii și am zis Bă, am, pare rău că mi eu, eu, eu nu am dat seama Mi-a zis cineva, bă, că e Elena Gheorghe și Elena eu zic, și eu am făcut o, o le-am făcut trupă. <grijă> și mor. Da, că, că e Elena, e Elena Gheorghi cu Daniela Gheorfi. Da. Cumva A Elena Daniela pe acolo <laughs> Și Gheorghi cu Gheorghi Știi Mix cum e state. Deci... Da, și ea mi-a cerut scuzi O râs și ea Drăguț Bravo, bibi ja, Amuzant de concerte da. Tu, că da. pe doamna o văd E pregătită tot timpul Pare că dacă o sună cineva la da, două rău, noapte eu, asta... În 10 minute Doar trebuie să fii pe Că mai... să Cum să nu Da, la ea e mai greu că Infrastructura de la ea Toată postproducția toată, toată aia e mai complicat Că 8 dansatoare, 6 8? minim. Păi cât erau? Că tot uh, Da, da, da. Acum o să merg cu 6 standard. Ok. Înainte cu 4. Și 8... Da, trebuie 6, să ai niște 8, le... 8, Dar 6 va fi standard. Okay. Dar am Specificații tehnice acolo, partea de tehnică e mai complicată. Adică nu poți să meargă oriunde. Că nu păi, să-și facă... Păi și cine a dat drumul la burmașini. Super. Nu poate să-și desfășoare concertul dacă nu are partea de aia. Am înțeles. le uri nu, nu știi care lumină, e un rider care și cumva m-a ajutat. Dar eu sunt pregător, Da. Știu, dar m-am pregătit. De asta, dacă nu avem alea, nu merge. Când o chem pentru ceva, ci nu poate să prestezi mm -hmm. cumva, nu poți să prezinte, știi? Dar la tine e mai simplu și totuși. A mine e mai simplu. Avut o eu am pus-o. Am, da, am avut o pauză după pandemie, Că am intrat în treaba asta, am dezvoltat această companie de video-producții video și așa. Sold out. Sold out, da, și trebuie să. Am intrat într un joc în care nu mi-am dorit, dar am fost nevoi să intru mm -hmm. și până nu pun pe picioare treaba asta că nu pot. Ca să revin pe scenă, e nevoie de timp, atenție, mm -hmm. pregătiri și așa mai departe și nu pot să las asta care când mănâncă, îți costuri foarte mari acolo, și trebuie să, cumva să o pun picioare ca după aia să da ei pusă. Mm -hmm. Adică mai am un pic, am luat o companie de consultanță financiară, legal tot și așa, nu mai am treabă, știi? Adică ușor ușor o pun picioare și Ce vă treaba Nu mai depindeți de mine Că eu să mă întorc mi dor Ți-e dor, nu? Da. și anul ăsta revine fratele vostru groasă Bravo, măi, măi Da, e Ce groasă. tare O să fie anul revenirilor anul ăsta Să yes. Facem toți Eu vreau să fac o piesă cu popu. Nu l-am anunțat, l-am anunțat acum. Nu, vă vorbesc foarte Pend, serios. Eu bă, foarte serios. Acum, de nu, eu nu, pot zic că zi. revin, că adică nu știu, că am, mai scos piese, am mai, fost, am mai scos, se... scos remixuri. Eu acum m-am tripat, m-am întors la prima mea dragoste, că îmi place să fac foarte, foarte, mult, îmi place să fac muzică, mai mult decât orice. Și am zis, bă, trebuie să fac ceva, mai ales dacă n-am nicio presiune, m-am hitul, radio, faie verde, ci să fac ce-mi place mie eu am început cu muzica dance, produc producții. Și am făcut asta și mi-am dat seama, chiar o sunam, ziceam, Bă, extraordinar asta. Eu asta <laughs> simțeam o bucurie și o plăcere de a face când mă jucam și am zis, bă, trebuie să fac asta și o să combin cumva. O să trag eu vocile, nu mai au voci de afară, mm -hmm. o să combin cumva și o să... Cumva să merg cu amândouă în paralel. Crazy. Știți? Abia Crazy. Da. Aștept. Aștept. Urmează acum niște piese. Mm. Asta cu revenirea, oricum mi se pare ceva foarte ciudat. Că și Știți de câte ori am revenit în ultimii ani? Eu tot da. revin. Uh, și, dar nu e nicio revenire, nu plecăm nicăieri. Păi nu, adică asta tot zic, eu real, ultimul practic. concert Unde? eu l-am da. avut în august, adică nu a trecut nici, jumătate de an nu a trecut când am avut ultimul concert. Deci ultimul n -am... concert a fost cu mine, a, ne -a Da. Nu, am mai avut unul după undeva în... undeva pe lângă București. Ah, okay. La zilele Bine. de ceva. Bine, accept. Ceva, da. Vreți să ne Mungoșo mai jucăm? Mungoșoaia, o șpârle de asta, ceva. Tot de așa cu Vreți reține, ne mai de mai Da, hai să ne mai jucăm. <laughs> da. Oricum, or, da. N-am multe. Asta e gata, e ultimul joc Feste pe doiți, ziua că mie de plac azi. Dar după ce am vorbit despre subiecte total... Altceva. Altceva pentru ziua drăgostiților. Da. Măcar la final să ia. ne redresăm ia, ia, puțin. Da. Eu am o mini rubrică la final de podcast care se numește Pe repede înainte. A, ok. Și o să vă rog să-mi răspundeți fiecare pe înainte. înainte. da? da. Bun. Nezduiet. Fără să ne gândim. Bun. Uh, care e defectul ei sau al lui care te enervează cel mai Cum mult? Cum răspundem? Cum vreți? Hai tu primul. Păi nu te mai gândi atât, că pe păi înainte. Dar are defecte. Oh. Uh, uh. Acum, în mintea mea, nu că da, așa... Îi uh. uh, uh, <laughs> da, ceva Îi plin ca... de, uh. de defecte. Vorbește mult la telefon, asta foarte Păi, am ce să fac, n-am de ales. Nu, asta, gata. Perfect. Deci, vorbește să mă dau ce Care e defectul care ei care te enervează cel mai tare? E prea perfecționistă și o treaba asta o distrage de la să bucura de ceea ce îi se întâmplă. Perfect. Mergem mai departe. Da, sunt disperat. Ștefania, ce crede Ștefan că se pricepe să facă, dar nu se pricepe deloc? Ea? Ia te acum e, Nu, stai, nu, nu, arta, arta, știi nu, nu, Mă refeream la desen, gen Te dai tu de asta pe designul meu la Stefan, de -astea. Dar nu Styling, styling, design de astea. Dar în rest, pe chestii de smartness Ești cel mai șmecher nu desenezi, perfect. ok Nu, nu, când îți dai tu părerea Ar trebui să mai ridicăm un pic Cum adica? Leșin Asta e designul, așa e designul da, dar îmi cu părerea cum aș vrea să văd eu Nu știu, Asta e o întrebare n -ai, n -ai nu un Să mergem da, mai okay, departe, bo. să nu da. ne pierdem în detalii Ștefan, ce crede Ștefania că se pricepe să facă Dar nu se pricepe deloc? Business <laughs> Ah, da, eu era sigur, sigur. Iar îmi zicea că știi Buget, de cu alea Cred că e de la Galația asta a, E o trăsătură comună Cu alea, cu calea Și când și îi zic, știu. păi da, dar știi ce, ce implică asta bune. Ce că implică bani, bă, bă, bă. Bani alea de unde pleacă, de unde vine Ia, am o idee Hai să o facem. Zic perfect, hai să o facem. Ce idee ai? Ai, 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 aș gata, zic. Gata, gata, pui timp era scurt. Ok, să mergem mai departe. Gata. nu mai am bani. Nu, nu mai lasă-l pe el cu business-ul dacă... No. Să fie numai la tine yeah. Păi el are, are business-ul lui, da? eu am businessul meu exact. ce, ce te bagi? Așa. Eu mă bag în tău? <laughs> Bun <laughs> uh, Ștefania, ce ți-a plăcut cel mai mult La Ștefan prima oară? ca a avut încredere în mine și că mă face să le mereu și Bravo. că e mereu lângă mine. Bă, eu am yes. crezut că o să zic ceva gen, nu știu, unghiile îngrijite sau ceva. Nu, nu asta. Nu, că nu le am. Mi <laughs> mai, mai mănânc așa unul. Îi <laughs> tot zic să-i le fac eu, dar nu vrea. Nu. No. Asta e boală grea, frate, nu scap de ea. Hai, păi, gata, gata. Și gata. I, Ștefan, ce ți-a plăcut cel mai mult la Ștefania? Când ai văzut că prima e foarte sinceră și foarte nefiltrată. Cute. Bun, bun. Da. Uh, ce nu uită niciodată Ștefan? Lucrurile prin casă Unde le-a pus Nu uită? Mm -mm. Niciodată Și ea? Pff, tot Invers <laughs> Deci Invers. îl pun acum pe masă Mă uit la el și uit unde Bă, I-am luat un... I-am dat ceasul meu la Apple Dar e o variantă din aia nebună Stainless steel Aluminium ultra, ultra de la scump Mă rog Că vreau și eu ceas ia -l. Ok, am primit eu cadou modelul nou, mă rog, i-am dat ceas. Și zic, bă, a, nu, la un moment dat îmi zice că vreau și eu un Rolex. Că de oh. ce oh. nu știu ce. Zic, bă, stai pe nu Vreau și eu un Rolex, dacă tot Nu e a... adevărat, n-am spus azi. vreau și eu un Rolex, nu. tu aveai Rolex și am zis, ți -mi și mie. Ok, și am zis, na, ok, luăm. Din banii mei. Din banii ei, da. Eu trebuie să am grijă de banii ei. Ah. Că okay, e da, jihad, păi la e la e fel, că... Fel, altfel, nu-i nu, eu, nu mai am Nu, e groasă, și... adică dacă El eu n-am grijă. grijă, Era, vezi, că mânca de pe jos ce da. aveam rolex -uri. Da, sau, sau uh, haine sau de alea. Mă rog, da, trebuie să mă ocup și de partea asta. Ok. Că n-am mm. Că iau și mie un ceas de ăsta. Uite ce frumos e, că nu știu ce. Zic, perfect. Ia un ceas normal, un de Apple, o ceva, un ceva, să văd că ești obișnuit să spori ceasuri. Gata, așa, oa, s-o luat, ăla, nu știu ce. La vreo două săptămâni și bebe. Nu știu nimic ceasul. -ai, nu ai mai văzut ceasul? <laughs> nu pot să cred. Păi zic, cum? Ce era păi și era și descărcat și nu puteam aici, să l dau. nu știu ce zic, caută-l cu telefonul. Că nu, că e descărcat. Vai. Bă, și -o Zic, na, dacă luam, uite, puneam bani, făceam o investiție, că astea sunt investiții la ceasuri de genul ăla. Și pierdeai Rolex-ul. Așa... Păi <laughs> muream! Dar bă, nu pierde... că nu l-am pierdut, că e în casă. Da, e în casă. Și bă, l-au căutat trei săptămâni. Bă, bă, că nu că vreau ceas. Că mi-i plăcea <laughs> ăla, că trebuie să luăm alt ceas. Zic, nici nu mă gândesc. Nici nu vreau să aud, nu și știu. Și l-a găsit? Și, zic, și mi-a trecut mie zic, bă, dar de ce nu l cauți pe canapea? L-am căutat, nu e acolo. Nu zic, nu. Ridică pernele. Ridică toate alea că. Teoretic ar trebui să fie pe acolo. Mă. Teoretic ar trebui să fie pe acolo. Și bineînțeles că era acolo, între niște perne, niște dane. Păi tu dai seama când e ceas de la care costă. Nu, nu are sens să discutăm despre asta. Păi, muream, muream, făceam apoplexie. Okay. Să te ia inima. Bun. Cine spală vasele la voi acasă? mașina de spălat. Dacă nu merge mașina de spălat. <coughs> Scuze, era Eu. Știu, Ei. Eu. M He, da, tu, da, nu, da, 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 chiar ea. Eu. Dar nu el. Dar. Da, bă, eu. 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 tu, tu. Da, eu. Uh, cine uită să pună capacul la pasta de dinți? Ia. Yeah. Da. <laughs> și și fur pasta de dinți mereu. Wow, și eu la fel, frate, jur. Deci eu la... Eu scupa... Nu, deci... Eu, uit tot eu mor. Bine că recunoaște. -ți. Pentru că atunci când eu așa, omor. se usucă. Exact, și nu mai iese. Eu. Păi, dacă mă nu mă grăbești. Mă schimbă găbesc, și gustul cu... un pic. E groaznic. E groaznic. Te speli cu cauciuc, pare. Uh, Care dintre voi își cere prima oară, uh, își cere primul iertare? Eu. Eu nu-mi cer niciodată, că n-am de ce, am dreptate. Eu, 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 nu, eu, dacă o dau așa... Nu. Nu, nu te căta pe tine. Hai în 90% din cazuri am dreptate. Păi nu, asta, alea... -mă, nu să urmează, -mă, să mă să În zic. alea 10% când ai tu dreptate, vin și zic, iartă-mă, ai avut dreptate. Sau nu zici, măcar nu zic chiar, zic, acum da, o să ai, spun ai, ai Eu... Că de cele mai multe ori el se întâmplă să aibă dreptate, deci eu trebuie să-mi cer scuze de cele mai multe ori și deci eu sunt cea care își cer scuze prima. Că eu îmi cer de cele mai multe ori scuze. Păi nu-ți cer scuze. <laughs> Nu există vreodată bebe, iartă-mă Ai avut dreptate Nu, îmi zici Nu, 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 nu O lași așa cumva Da, Bine. ok Bine Nu este adevărat Nu mi-ai zis atât Bebe, iartă-mă Ai avut dreptate Nu, să cred că avem Normal că mereu îmi cer scuzi și zic că ai avut dreptate Păi nu, 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 nu că Îți cer scuzi când greșești Dar tu nu greșești Doar că ești tare în gură Cu pitic, contrazici E, născută la galați. Nu, nu, să contrazici cu mine, să nu știi ce Și când vede că am dreptate, o Nu, și spun, bine, bebe, ai avut dreptate pare rău așa, da. Nu, da, da, o zici așa cumva ca să-mi scoți ochii Ai avut dreptate, bebe nu contează cum ți-o zic Semnul exclamării Contează cum o spun sau dacă o spun? Nu, contează să o simți Păi da, o simt, nu o spun Nu o simt Gata, să trecem la următoarea întrebare Mă enervează Ultima întrebare, câți copii vreți să faceți? Da. Nici o legătură cu nimic. Doi. 2 uh. sau unu? Cât ți-o veni. A, crezi ce răspuns bun. <laughs> Și ultima întrebare, ce alegeți? Ziua îndrăgostiților sau dragobetele? Că suntem Dragobetele. De... Că e mai așa, mai... Bine, sună de... mai așa. Noi nu prea sărbătorim pasta. Da, nu. Nici noi. Eu, 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 bine, eu nu știu pe nimeni care sărbătorească asta. Se pare ceva bun din marketing, așa de... Păi da. bine să fie acolo. Să Okay. Nu ne deranjează Ai putea cu nimic. Iei un cadou. și eu, dacă vrei. Nu, no, termină. Da, așa e, da. Da, pentru că s-a ales Dragobetele, zic că ne revedem și pe 24, tot cu glume. în altă zi, așa e, da. Uh, da, asta a fost tot. Deci numai... asta când se dă, noi o să fim... Uh... Noi o să fim la Dubai. Da. Voi <laughs> pe drum... Da, ei, păi ajungem, noi facem 3 zile. Da, stai, plecați la 11, nu? La 11 dimineața. Ah, voi ajungeți, Noi suntem deja acolo. Da, seara sărbătorim ziua îndrăgostiților împreună. Mamă, Să vezi ce sex bun, fac cuplurile. Nu, nu lor la Dubai. Mă bine, la Antol. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp, că știu că sunteți foarte ocupați și că aveți o grămadă de chestii. Și noi îți mulțumim pentru invitație. Ajung, ajung, trebuie să ajung la 4, Da, perfect. Bine. Uh, vă foarte mulțumesc. Vă pupăm și mulțumesc. vă apreciem și vă abonați vă. Și, da. la canal și urmăriți nu o să pe Giulia. Nici acum eu am învățat în vreo două săptămâni că am văzut că oamenii, majoritatea oamenilor care se uită pe YouTube, cel puțin pe canalul meu, nu s-au abonat, A, da? Da. Să A. vă uitați și voi la, vedeți care Și să vă abonați și la toate ce câte că sunt multe acum la tine la Sold Out. Ei, sold out, avem, așa. TV, și... Speak, Ștefania, așa. și mai e un umititel S-au dat highlights în caz că nu aveți timp. Așa. Să vă uitați la o oră jumativ, acolo spusi momentele, așa, pe bucăți cele mai importante momente din ce s-au discutat. Deci, dați uh, subscribe da. și la mine, când după aia, dacă e. Okay. Dacă vă mai, vă mai lasă degetul. <gri> Exact. Mulțumesc da. tare mult. Vă pupăm, vă iubim. Să avem o zi minunată. Good ne vedem bye. data viitoare. Bye.